Salutare și bine v-am regăsit. O nouă zi, același prieten. Ia uitați aici, hobinariu, cum mă așteaptă. Bi, de la albini. Deci să ne hodinim aici în zumzet și în aerosoli produși de albină. Deci, hobinariu. Ia să vedem noi aici. Frig, 10 grade în termometri, ne așteaptă iarăși o zi, trebuie să mai fac niște material, aici din căpriori s-au cam dus, din grinz, acum am niște dulap dintre ăsta care îi de 15-10 și o să-mi trebuiască la riglă pentru pus sus pe acoperiș. Dăm dulapii ăștia deoparte, mai lați și o să trebuiască să mă duc la un banzic să îi despic așa, în două, să fac de 15-5. Acolo generatorul merge cu un încărcător, pentru că până acasă e departe și îmi trebuie la filetare. Am fost deja la banzic, am tăiat dulapii aia care erau de 10-5, am tăiat și am făcut de 15-5, am mai făcut și două, patru bucăți dintre astea de căprior grindă, să zic așa, de 12x12, pentru că nu mai trebuie acolo niște popi, tot materiale. Așează frumos acolo ca să nu se strâmbie, să meargă drept. Și astea o să le lăsăm aici, să vedem acum de ce ne apucăm, pentru că e treabă multă și cu migală. De așa au trecut două ore și noi nu se vede aproape nimic efectiv lucrat aici. Da, asta este. Trebuie materiale, trebuie horșuruburi și tot. Da, alea trebuie să le dăm sus pentru că o să ne trebuiască acum în prima fază grinzele astea. Pregătim aici materialele necesare. Aici eu stau la umbra nucului. Aici era bine de servit cafeaua, de privit în zare și de ascultat greierii seara, extraordinar. Acasă, ba unul taie lemne cu drujba, unul pornește tractorul, unul nu știu ce mai face. Gălăgie, aici o să fie o liniște profundă. Hei, și dacă tot e hobinariu, să facem aici o măsuță, o improvizăm. Am adus două butoaie, două roiniți, ca să stăm aici să luăm o gustare și după aceea să ne apucăm în forță de treabă. Da, am improvizat aici masa, băncuța, am întins aici o gustărică, avem aici zacuscă 2020 familia Turcia, deci e de anul trecut, dar nu e încă expirată, e foarte bună. Roșii castraveți din grădinuță și aici câteva produse, o leacă de șunculiț, o leacă de una de alta, un suculeț, o cafeluță. Nu ne rămâne decât să servim micul dejun de aici de sus, din hobinarium, că Bi vine de la albină, deci aici o să vină niște stupi puși și pe o parte și pe alta, o să vină așa, cred că 5 pe o parte, 5 pe partea aia, cu aerosol frumos, o să vedeți, dar stați aproape ca să vedeți exact toate detaliile. Aici când o să dorm și o să inspiri un aer dintre ăla de stup, o să fie sănătate curată, o minunăție. Da, să avem poftă acum. Am pregătit aici iarăși furtunul din nivel,
pentru că o să trebuiască să tai capetele la furcile astea, să le retez la un metru. Aici unde este mai scurtă trebuie să prelungesc, pe mijloc trebuie să pun înalt până că trebuie până la vârful acoperișului și tot așa mai departe. Partea aia altă tot la fel, trebuie să le scurtez și pe alea de acolo, iar în față pe capete aici și la balcon o să trebuiască să pun ca un fel de pop. Și pe capetele lor, o să vedeți, o să vină ca un fel de grindă pe care o să pun căpriori. Să tai aici un pop de 99 de centimetri ca să punem dedesubt. Să măsor aici din grinda asta. Ia să vedem aici 99 de centimetri. Ia de aici așa. Cu un colțar să-i dau aici un unghi de 90 de grade. Tot așa. Folosim vinclul ăsta. Uite așa. Uite așa, ia, dăm și într-o parte și în alta. Dăm un pic așa, se lasă în jos, nu se lasă. Ia să-l tăiem. Așa, ia să probăm să vedem cum vine, dacă vine sau nu. Ia să văd mie ce e făcut aici, ha? E bun? E acolo la capăt. Ia să vedem. Perfect, uite așa. Ha? Bun așa? Bun așa. Aici numai urmează să-l prindem. Că este deja la mână, că asta e treaba. Hei, asta nu a fost o stejară sau mers? Ia să vedem din coș. Hai, de mine miroasa asta a încins. E drept aici. Gata. Hai să mai dăm și Nicolu două și după să facem completările pe mijloc, pe capete. Aici e pus ce ne trebuie, că e pus aici la iem. Ia să-i dăm și aici. Ha, altă treabă, aici o mers cum trebuie. Facem acoperișul aici, nu? Trebuie să meargă la imbut, trebuie să meargă. E manual, trebuie livier lung aici. Oi, Doamne ferește! Stejarul e stejar, știți să mai discutăm, dacă era brad în brad, nici nu sâmță. Încă o dată și gata. E bun. Și ăla din capăt un pic. Hai, scârții.
să-i prindem noi și aici cât e un colțar dintre ăsta metalic, ca să fim siguri că nu ne e vântul acoperișul, nu? Așa. În stejar să-i dăm dintre astea mai scurte. Uite, așa trebuie să facem la fiecare. Ca prin urmă, la fiecare furcă. Cu forțe pentru că se rupe dacă dea futare. Hai să-mi dau unul din coș și gata. Următorul. Ia să văd eu să-i dau de partea asta aici. Că am partea dreaptă. Am partea dreaptă aici. Ia să văd eu. Uite așa e. Strânge de scârții. Hei. Aha, o pohnit. Ai văzut, Mihaiță, dacă ai apasat prea tare? Un stejar. Atât. Trebuie să ai simțul greutății la învârtire. Așa, să-mi dau unul lung în brad. Gata, așa aici. Și așa o să facem la toți. Nu are rost ca să vă mai arăt. De acum, așa o să procedăm la toți. Punem unul aici. 3? Da, punem 3. Nu, domnul. Eu ne-am stătat. Las că-i bun așa, stai să ai bun 3. Aici, de sub, și să-i lăsăm ca să așez eu acolo butoane. Poftim? Ce mai dau? Păi nu mai trebuie să mai dai nimic. Să te arunci pe tine sus aici. Da. Lăs ăla. Îl lăs. Ce? Să meargă? Da. Hey.
Câte ani sunteți? Ce vorbesc, mai trebuie, cred că să mai sus faci. Cred că să punem la astea. Îți dai seama că aici nu trebuie cu scara. O să vină mai sus de aici, oare? Nu cred. Dacă nu punem acolo și aici băgăm și adăuză de sub. Vedem care e treaba. Vine pe piorul de aici, să vedem cât îi facem aici înclinația, știi? Îi dăm o lepăță, că să vedem cum reușim să... cât îl facem din înalt aici. Nici prea jos, dar să ții chirică să aibă scurtul. Hai să dăm și... pune flor și prosop. Atâta, pune, nu? Atâta? Și bun milion două. Bun milion două. Care prinde prosopul al lui. Să vedem cum facem cu căprioare. Îi trebuie să prindem ala așa. Prindem, dar nu știu mai ce înălțăm. Ca să ne dăm seama. Acum astea de 3 metri oare nu vine așa ca să facem asta o probă. Să facem o probă. Da, dă-te-o leacă jos. Poate să oprești camera. Știi? Și să... au, pardon. Bă, Ioane, dai niște rigle de cei de acolo, sub țărică, băi. Mai bună aia? Păi dai ușoară, băi. Dă acum, nu opri. Dă de acolo vreo 4 rigli de cele. 4-5 dă pe aici pe partea asta. Carlinez să-ți drepte, băi. Dacă vezi tu cum faci, mai dăm un șurub în ele și la acolo și le învârtim cum vrem noi. Da. Gata, vine în spate. 4 numai? Atât, 4. Numai eu una de balustradă acolo, spuneți? Da, și una de balustradă, hai. Dar una mai strâmbă, nu? A? Una mai strâmbă. Da, care este? Asta. Asta pentru aia. Haideți, doamnă, că suntem aici în dilemă și nu știm cât de țuguie să facem acoperișul. Hai să vă văd, acum ați dat cu părerea dacă e bun și am făcut noi aici, dacă e bun proiectul, dacă nu... Da, alungi zapada, alungi zapada, dar nu trebuie prosop, trebuie bani acolo, trebuie flori. 2 milioane. Și măcar câte 1 milion de fiecare. Ce mi-ai spus, Adolf? Da, încă nu-i gata, când e gata sus. Și busuioc trebuie pus acolo. A, care-i treaba? Uite, de azi dimineață muncim și nu-ți de aproape nimica. Hai, bun așa? Mai țuguiat, mai jos? Timp micul dejun l-a luat la terasă. Da, am mâncat astăzi la căbănuța asta din livada de aluni. Din hobinarium, nu? Bi vini de la albini. Be. Că altfel era hodinariu, de la hodihnă. Hodină. Hai, bun așa? Mai lăsăm mai jos? Să fie așa mai țuguiat? Și acolo sus, dar urcați o leacă, să vedeți cam cum o să lucrăm pe acolo. Da, păi cântăm melodie, ce e, cum e cu... Da, trebuie să mai iau niște flăcări, un flex, ceva și faci mai așa numai scântei și... Ia să vedem, ce zici, doamnă, cum stau lucrurile. Ia să-i văd. Ai leu! E sală de nunți, salon de nunți? Da, ia, ați văzut că am pus balustradă aici la balcon? Am pus balustradă. A? Cum e acolo?
ce faci să vede. A? După ce cade frunza. Deja avem și balustradă. Normal. Normal, și cu ceva mai lat. A? Să crăp, să-l fac aici de șase ca să putem să prelungim asta în sus, cum am pus pe acela de acolo. Ca să prelungim cum l-am pus pe acela de acolo. Asta e treaba dacă nu am avut material. Probă și apoi pe un video în costa lucrurile. Ia să vedem, acum să punem bolobocul, să vedem dacă e drept, dar tot mai trebuie, parcă. Deci mai trebuie o leacă de luat de acolo, a? Da. Dar unii te-am lovit? Unii spălit. Te-am lovit, unii ești spălit? Doamne, fier, ești. A, un milimetru, doi trebuie acolo ca să putem pune la... Facem împinări aici dacă avem material dintr-o bucată. Opa. Hai, Doamne. Mai dau două și-i cal. Așa, și încă unul și-am terminat. Am făcut și aici pentru să punem calul sus. Cal se cheamă asta. Săi, Doamne! Brici! Gata! Hai. Băi, oare, avem musafiri!
Otea, auzi, fii atent, Olea, cuță, că o veni cu flori la noi. Dar cine i-a adus doamna? Încărcătorul, prelujitorul și un buchet de flori. Un buchet de flori? Dar ce să faceți? De la iartă-mă. Azi de la iartă-mă? Dar ați greșit cumva cu ceva? Dumneavoastră? Eu nu. Nu? Te pomeni că vrei să le pui Iisus la... ia uite, domnule, ia. Să le punem aici sus? Da. Ionică, ia vin cu așa. Ia, fii atent, că am văzut ceva în fundul trăiștii. Ia, fii atent, o lecuță. Ia, eu și-am văzut în fundul trăiștii, ia. În fundul sacoșul, ia. Ia, Ionică, dă-mi sacoșul, să le pui eu. Nu, ia. Hai, Ionică, ia să-ți văd, unde le pui? Da, tu o pui? Da, ia, unde le pui? Aici așa? Dar cu ce le legi, băi? Ai? Ai de mine și de... Nu trebuie ajutor. Nu trebuie ajutor? Ai văzut cum ai pus acolo și au văzut. Au văzut milionul acolo, ia. Ia uite, ia. Fii atent, Olea, cuțică, cât e el de harnic, ia. Unde ții? Ia uite cum umblă, ia. Ia. Hei, Doamne ferește. Uite, ia, ață aici. Ai găsit? Lacă-i bun așa. Ai grijă. Trage aproape. Ia, ia și ață de aici. Are ață. Nu, e de aici. Okay. Are? Okay. Ia să-i văd, Ionică, ia. Ia pune tu acolo. Așa mai încoace pe grind, așa e pe asta. Dacă ajunge. Te descurci sau nu? Acum. Cum, pentru 1 milion mă sulci pe el sau o oră. Hei, Doamne! Hey. Ia uite, Doamne, acolo, ia. Ia uite ce frumos, ia. Așa, Ionică, bravo. Așa, bravo, bagă bani în buzunar. Acum trebuie să gata, ăsta. Bagă-i sub șapcă. Așa, bravo. Doamna, mulțumim. Băi, Ionică, mai punem ceva căprioare aici? Ai luat. Și fonciu? Ai luat, așupăm cu el. Dar ce-i pus tu aici, contrafișurile astea pe aici? Și le-ai pus așa, ha? Să fie stabil. Să fie stabil? A, dar și era instabil? Instabil. Aha. A, ia uite, bă, ai pus pe aici tot felul de ai, bă, inginer din meserie, și vorbim despre și discutăm aici, ia. Aha, a, acolo vrei să spui că e căprioră? Da. Bine, hai să-i punem și căpriorii și pe urmă vedem noi și mai punem. Am reușit aici și am pus câte un rând de căpriori, unul în spate, unul acolo în față. Am lăsat aici la streașină câte 80 de centimetri. Și am mai improvizat aici schelă, una alta. O să pun niște eclise dintre astea, niște colțare, cum am pus pe ăsta aici. Am dat semn, am măsurat și o să mai vină încă 1, 2, 3, 4, 5, 6. Încă 6 căpriori. Ia să pun acum colțarele astea și numai bine o să punem și pe o parte și pe alta. Sus mă urc acolo pe butoiul ăla și cu rujbița le tai frumos acolo la unghi, după cum se vede. Dacă reușim să punem și căpriorii pe ziua de azi, deja este prea mult. Este suficient. Ia să le aranjez eu aici, să le împlând și pe astea. Bine, o să vină căpriorul aici. O să vină căpriorul aici și o să îl prindem cu forțurul. Thank you.
Opa. Înghit truții acuș. Opa. Ăsta este lung. Cam atât pentru astăzi. Am reușit și am pus și clemile alea și pe o parte și pe alta. Mâine e duminică și mai sunt și alte treburi de făcut. Cam atât pentru astăzi. N-am reușit să mai pun căpriori deasupra. O să fie o altă zi. Același prieten Mihaiță. Deocamdată am conturat aici căbănuța. Hobinariul meu de la Hodină și să vedem cum o să continuăm săptămâna viitoare. Sunt cam obosit. Mulțumesc pentru atenție. La revedere, stați aproape. Să vedeți ce urmează.